Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună regăsire la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Vă mulțumesc că sunteți astăzi pe RCIS FM și pe Angelus TV pentru a urmări o nouă emisiune în cadrul căreia încerc, ca de fiecare dată, să extrag câte ceva din viața invitaților, astfel încât să se lipească de sufletul dumneavoastră. Ne povestește astăzi și ne împărtășește trăirile sale părintele Florentin Hălănduț de la Congregația Augustinienilor Asumționiști. Părinte, bun venit în studioul RCIS FM. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm să fiți astăzi alături de noi, să ne împărtășiți din ceea ce v-a oferit viața până acum și ceea ce ați oferit și dumneavoastră, celor care au avut șansa de a vă întâlni. Dar, evident, înainte de toate, vreau să vă întreb ceea ce probabil mulți tineri sau multe persoane cu care intrați în contact vă întreabă. De ce părinte asumționist și nu franciscan, diecezan sau, știm bine, sunt multe alte congregații? Posibilitățile sunt multe, într-adevăr. Este o întrebare care, într-adevăr, deseori mi este pusă și la care răspunsul este foarte simplu, din întâmplare. În sensul că parcursul meu vocațional, poate vom reveni asupra lui, începe undeva în copilărie, dar la un moment dat s-a concretizat prin intrarea la seminarul mic, la Bacău, în anii 98-2002, deci seminarul diecezan al acestei dieceze de Iași, la Bacău, iar la sfârșitul acestor studii, care corespund cu studiile de liceu, s-a născut în mine puțin oarecum dorința de a cunoaște și altceva. Cam de acolo a plecat. Și atunci m-am orientat sau am început să mă întreb în ce direcție aș putea merge. Parcursul obișnuit era de a merge la seminarul diecezan. După terminarea seminarului mic, practic al liceu. Era, să spunem, ritmul, elanul obișnuit era de a veni la Iași. Dar am zis să iau în considerare și alte posibilități. Mi-au fost indicate oarecum și prin alte persoane trei diferite salezieni, dar nu intru în detalii, dar într-o zi eram un pasionat de lectură pe perioada liceului, fiind în biblioteca de la seminarul mic, am găsit o broșură în care era prezentată Asumțiunea, în care de altfel era menționată prezența aproape de Bacău, mi s-a părut interesant, am citit-o, am răsfoit puțin acea broșură, mi-a plăcut ceea ce era scris acolo, fără să știu absolut nimic despre Asumțiune. Asta urma să vă întreb, până la acea broșură, până la acea moment, nici nu ați întâlnit numele, vreodată un preot asumționist sau nimic? Nimic, absolut nimic. Deși am putea spune în copilărie, providențial, dar nu este cazul, a fost un preot asumționist care a avut un accident mortal, din păcate, în apropierea localității mele. Am, de curiozitate, copil fiind, am fost prin acea zonă, dar nu știam nimic, absolut nimic despre Asumțiune și în ziua în care am trecut pragul Asumțiunii, nu știam nimic despre Asumțiune decât ceea ce era în broșură. Dar mi-am zis, curiozitatea, haide să încerc, să văd, să descoper. Și au fost primii pași pe care am făcut și de acolo a continuat. Deci nu a fost o alegere Asumțiunea, să spunem, vreau să merg la asumționiști. Cunoscând foarte bine ceea ce, pentru că e așa pentru sau așa. Exact. Dar ce au spus părinții dumneavoastră? Pentru că ați plecat de acasă, de la Iugani, nu? Locul exact. În care v-ați născut, ați venit la liceu. Localitate la... frumoasă. Exact. V-ați înscris la seminarul mic. Probabil că părinții se așteptau să veniți în Iași și să continuați studiile pentru a deveni preot diecezan. Care a fost reacția lor când le-ați spus nu, de fapt, noi au spre Iași, ci rămân tot în Bacău? Cu siguranță, atât ei ca fiind elanul, cum spuneam și mai devreme, cel obișnuit, nu se gândeau la altceva decât dacă dorința era de a continua pe acest drum spre preoție, să merg la Iași. Nu le-am spus nimic până după bacalaureat, undeva în mijlocul verii, în care deja începusem să mă gândesc și luasem oarecum decizia în inima mea de a încerca acest pas și l-am spus, uitați, eu mă gândesc să schimb. Și reacția a fost foarte bună, în sensul în care mi-au spus dacă este ceea ce îți dorești, dacă e ceva de încredere, în sensul că nu începi pe un drum care să ne preocupe, ok, noi te susținem și nu a fost chiar niciun moment în care să simt grijă, preocupare pentru această schimbare din viața mea, care totuși venea la o vârstă fragedă de 18 ani. A fost foarte bine primită această schimbare și ceea ce m-a ajutat pe parcurs, știind că din partea lor era și această susținere.
În același timp, cred că pentru ei a fost oarecum și un ajutor faptul de a mă ști că nu eram chiar atât de departe. Una dintre propuneri care mi se făcuse după terminarea liceului era de a pleca direct într-o altă congregație, direct în Franța. Cred că dacă aș fi ales acea opțiune, știind că imediat după plec în Franța, probabil ar fi fost mai preocupați. Dar știind că încă sunt la Bacău, în apropierea Bacăului, nu foarte departe de localitate, 60 de kilometri, probabil acest lucru le-a fost oarecum o susținere. Deci erați înarmat cu multă curiozitate, curaj, a vă înscrie într-o congregație despre care ați citit într-o broșură, practic așa stăteau lucrurile, aveați susținerea părinților și v-ați prezentat la mărgine. În anul 2002, când unde v-au primit, nu? Părintele Gică și părintele... Celeste Pianețe. Părintele Celeste Pianețe. Era superiorul comunității, cu el am avut primul contact. Deci, cum spuneam, nu știam nimic despre viața religioasă, despre Asumțiune. Mi-amintesc când am întâlnit prima dată în birou, atunci când m-a primit, m-a întrebat ce doresc și am spus că aș vrea să fac o experiență, dar eu vreau să devin preot. Viața religioasă, lucrurile acestea, nu știu ce sunt, nu mă interesează, vreau să devin preot. Deși pentru noi, ca și congregație, este, bineînțeles, un lucru foarte important, dar în același timp este apartenența și la congregație, nu viața religioasă. Pentru mine era dorința de a fi preot, care deja începuse, nu? Era în acest elan. Și când m-am prezentat, când am făcut primul pas, i-am exprimat imediat această dorință. Vreau să fiu preot. Și mi-a spus, nicio problemă. Vino, vezi, stai puțin cu noi, descoperi, ne cunoaștem, te cunoaștem și începem un parcurs pe care vom vedea cum va continua. Mi s-a părut ok, deci o propunere foarte, foarte amiabilă, o deschidere foarte, foarte entuziasmată, foarte... sunt care simți acea înțelegere, acea disponibilitate și așa în septembrie, după terminarea vacanței, am mers și am zis să descoperi despre ce este vorba. Și ce ați descoperit, părinte? Ce era de fapt Amărgineni? Care era de fapt mediul în care v-ați aruncat? 19 ani, deci încă un tânăr în căutare, un tânăr încă în floarea vârstei. Fără multe experiențe de viață, pentru că n-aveați de unde, e firesc. Bineînțeles. Un tânăr care privea în același timp colegii care au început un parcurs și un parcurs concret, acel al studiilor, iar eu, prin această alegere, știam că iau o pauză, deci după vor veni anumite propuneri, pentru că în acea perioadă petrecută la Mărgineni, în perioada de descoperire, nici nu puteam să petrec toată ziua fără să am o activitate concretă care să îmi permită zilele să treacă. Dincolo de aceste activități care se vor adăuga, ceea ce am descoperit foarte mult și mare parte datorită Părintului Celeste, foarte mulți din România îl cunosc, cel puțin din zona Bacăului, pentru că era o figură destul de carismatică, a fost acea deschidere și apropiere față de persoanele care sunt în discernământ, o figură aproape paternă, aș putea spune, în sensul în care întotdeauna disponibil a ne asculta, a ne da un sfat, a ne însoți în perioada de discernământ vocațional pe care o avem, în a ne indica anumitele perspective pe care putem să le avem. Primul lucru care m-a ajutat cel mai mult a fost această primire, această deschidere în primirea în cadrul acestei comunități. Și al doilea lucru care este foarte important pentru noi și este în regula de viață a Sfântului Augustin, este un aspect fundamental, este viața fraternă, viața de comunitate. În sensul în care acea imagine pe care o aveam, cel puțin de preoție, ca o activitate foarte mult într-o parohie, în diferitele misiuni care sunt încredințate. Dar aici se punea foarte mult accentul și pe asupra acestei dimensiuni de viață comunitară, de viață fraternă, în care trăim momente împreună, ne rugăm împreună, luăm masa împreună, discutăm împreună, dezbatem împreună. A fost unul dintre aspectele și este pentru noi, pentru Congregația Asumționistă, unul dintre aspectele principale scrise în regula de viață, aceea de a hrăni și de a susține această viață fraternă și viață de comunitate. Este unul dintre punctele centrale din regula Sfântului Augustin. Și acest lucru a fost
unul dintre aspectele care mi-au spus, continuă pe acest drum pentru că te simți bine. Și iată că în acești 2 ani petrecuți atunci la Mărgineni, ați îmbinat foarte bine partea spirituală, partea de viață în comunitatea asumționiștilor, cu activitățile de voluntariat la Asociația Betania, la Caritas, practic la organizații din Bacău care fac bine. Și v-ați alăturat acestui bine prin activitățile dumneavoastră. În ce măsură credeți că a contribuit acest lucru în susținerea deciziei de a vă duce, de fapt, la Mărgineni și de a urma mai departe studiile în această congregație? Cum spuneam mai devreme, când eram la Mărgineni, nu făceam studii. Deci, adică mergeam ocazional la franciscan, la roman, pentru a păstra puțin acea obișnuință de a fi așezat pe o bancă și a urma niște studii, fără a avea o valoare, să spunem, educativă, în sensul că notele nu contau, eram puțin auditoriu liber, pentru că la 19 ani să nu întrerupem complet studiile. Și atunci, în celelalte zile, având noi posibilitatea de a căuta și de a alege ceea ce să facem, am ales 3 zile de voluntariat. O zi eram la Caritas, Caritas Bacău, la Caritas la Bacău, unde în mod particular cooperam la aspecte sociale, distribuirea prânzului, de exemplu, lucru la birou, diferite aspecte, plăți și așa mai departe. Și 2 zile la Asociația Betania, Asociația Betania de la Bacău, care se ocupă în mod particular și locul în care eu activam era cu copiii cu handicap, fiind la fel voluntar, deci era personalul necesar, personalul educațional, toate cele persoane care se ocupau și aveau responsabilitate, nu era cazul meu, dar acele 2 zile petrecute pe săptămână în mijlocul, împreună cu acei tineri care lucrau în acest domeniu, dar împreună cu ajutând acei copii cu handicap, au fost cu siguranță o perioadă formativă pentru mine și în parcursul meu vacațional, în sensul în care ni se cere, nu, să cultivăm această disponibilitate de a ajuta, de a sluji, de a te dărui, și acolo au fost pași sau semințe puse în tot acest parcurs pentru mine. Nu a fost doar o activitate de voluntariat, să spunem, pentru a umple un timp liber, dar a fost cu siguranță un timp constructiv. Suntem încă la vârsta de 19 ani, când o persoană se construiește, a fost constructiv pentru mine, cu siguranță, și ca persoană umană, și ca persoană, și în drumul vocațional, ca persoană care se angajează tocmai la un astfel de serviciu. Îmi închipui că toate aceste experiențe au consolidat decizia de a intra în Congregația Asumționiștilor, astfel încât în 2004 ați plecat la Florența pentru postul andat. De ce Florența? Cum a fost această trimitere sau alegere? Ce a fost? Ambele. În sensul în care, de obicei, în mod în viața consacrată, suntem trimiși în misiune. Nu eram încă membru al congregației, deci nu poate fi numită de o trimitere în misiune. În mod obișnuit, toți frații, Asumțiunea României aparținea de provincia de Franța, nu? La nivel de organizare instituțională, între timp provincia de Franța nu mai există, este provincia de Europa. Dar în acel moment, în anii 2004-2005, Asumțiunea prezentă în România, în cele 2 comunități, aparținea de provincia de Franța. Și toți frații care erau în formare, în general, ajungeau în Franța pentru a continua parcursul vocațional și așa mai departe. Știam că voi merge în Franța pentru a face noviciatul. Era singurul noviciat pe care l-aveam în provincie. Și atunci mi-am zis, eu cu siguranță voi merge în Franța, în sensul în care dacă voi continua acest parcurs, voi ajunge în Franța să fac noviciatul. Voi învăța o limbă, voi descoperi o biserică, voi descoperi o cultură. După, probabil, majoritatea celor dinaintea mea, după noviciat, au continuat studiile în Franța. Și mi-a zis, probabil, după va fi același parcurs și pentru mine. După noviciat, voi rămâne în Franța, într-o comunitate, lucru cel mai probabil, 99%, pentru a continua studiile. Și mi-a zis, de ce să nu profit înainte de noviciat să fac și o altă experiență? Era puțin motivul pentru care am intrat la Asumțiune, nu? Acela pentru care am intrat la Asumțiune și pentru care am ales să schimbe parcursul vocațional, nu parcursul spre preoție, acela de a descoperi și alte realități. Am întrebat, dacă aș merge un an să fac postulandatul în Italia, ar fi posibil? Părintele Celeste Pianețe, superiorul și formatorul fiind italian, mi-a spus, e o idee foarte bună, eu te voi susține.
când s-a ajuns la superiorii provinciali, instituționali, în care am prezentat puțin această cerere și am exprimat puțin de ce mi-aș dori acest lucru, ei au fost de acord și mi-au spus, ok, va fi Florența pentru tine să faci postulandatul. Știind practic totodată, un an de zile, nu? Un an de zile în Italia. În Italia. Știind în același timp puțin riscul că în Italia nu mai fusese de mult timp un tânăr în formare și eram singurul care mergeau, a fost o mică reținere în acest punct de vedere de a mă simți singur. Dar în același timp, fiind vorba doar despre un an, am spus ok, nu este, probabil un an este suportabil. Au acceptat și a făcut ca drumul să înceapă pe la Florența. Și exact cum ați intuit, după Italia a urmat inevitabil nu? Franța. Unde ați făcut noviciatul? În cadrul Congregației Asumționiste, exact în Paris. Ce a însemnat această perioadă pentru dumneavoastră? Asumțiunea deja o cunoșteam puțin, în sensul în care 2 ani aici la Mărgineni, cu o mică vizită și în Bulgaria, unde avem o comunitate de rit oriental, o vizită și în cealaltă comunitate pe care o aveam în acea perioadă la Blaj, cu un an petrecut la Florența și cu vizite la Casa Generală la Roma, deja aveam o imagine a unei asumțiuni mai complexe decât cea doar decât de la Mărgineni, pentru că orice comunitate are imaginea ei, dar este și oarecum singulară. Și deci când am început noviciatul, deja asumțiunea nu era atât de străină pentru mine. Am început noviciatul cu dorința de a intra în această congregație, pentru că mă simțeam bine. În noviciat eram 7 tineri, 2 francezi, 2 vietnamezi, 2 români și unul din Burkina Faso, un preot diocezan din Burkina Faso. Am început noviciatul, nu este chiar în Paris, este în apropierea Parisului, dar este un detaliu mai puțin important. Este acest an în care, în același timp, discernem, cel puțin pentru noi, cei care eram la o vârstă fragedă, pentru că încă nu suntem la vârsta cea mai înaintată, discernem acest drum pe care dorim să-l alegem de a ne consacra viața lui Hristos și, în același timp, alegem congregația. Pentru a spune, consacrarea vieții lui Hristos o putem face în diferite moduri, că este un seminar diocezan sau că este o congregație sau alta, dar este, noviciatul este și momentul în care descoperim și aprofundăm de la viața fondatorului până la istoria congregației, până la parcursul său, până la prezentul congregației, ceea ce trăiește, pentru a ne da posibilitatea la sfârșitul acelui an să ne spunem și să decidem, da, în această congregație eu vreau să intru și vreau să continui drumul. Și practic perioada aceasta, în cazul dumneavoastră, a fost o confirmare că alegerea pe care ați făcut-o de a nu lua înspre Iași, ci înspre Bacău, nu? În 2002, când ați terminat studiile liceale, a fost una potrivită. A fost confirmarea că acest parcurs pe care l-am început este un parcurs în care mă simt, mă regăsesc și pe care pot să-l continui știind perspectivele pe care mi le poate oferi pe termen scurt și pe termen lung, acela de a îndeplini și acel vis din copilărie de a deveni preot, deși în aspectul sfințirii devine oarecum între ghilimele secundar, dar ne oferă toată această perspectivă de a intra într-o familie, familia religioasă asumționistă, lucru pe care l-am făcut la sfârșitul noviciatului, convins de această alegere făcută și care mă simțeam bine. Ați spus mai înainte că în momentul în care ați propus să faceți postulandatul în Italia, v-ați gândit că noviciatul va fi în Franța și probabil studiile tot în Franța. Dar în cazul dumneavoastră, iată că n-a fost așa, ci studiile au fost tot în Italia. De ce și cum s-a întâmplat acest lucru? În momentul în care mă pregăteam pentru primele voturi, la sfârșitul noviciatului, este un moment în care întâlnim și pe superiorul provincial pentru a discuta puțin perspectivele pe viitor, pentru că nu este obligatoriu să începi imediat cu studiile. Spunem, într-o familie religioasă avem și o anumită libertate de a prevedea pași următori și în diferite alte dimensiuni, alte studii și așa mai departe. În momentul în care l-am întâlnit, mi-a spus, ai fost în Italia un an, în Italia sunt doar 4 frați italieni, nu au avut un tânăr, o vocație de mult timp, este o comunitate oarecum care crește în vârstă, trece în vârstă, tu te-ai simțit bine și ne-ai spus acest lucru și este adevărat, m-am simțit foarte bine în acea experiență de un an în Italia, te-ai simțit bine, ei s-au simțit bine cu tine și te-au cerut,
ai vrea să te întorci și să continui studiile în Italia? Începusem deja în perioada postulandatului să fac primul an, ceva puțin asemănător cu anul propedeutic, într-un fel an vocațional pentru cei care nu au făcut un studii de filologie în italiană. Și am făcut acele studii de filozofie, de greacă, de ebraică. Începusem deci deja un an și mi-a propus, ai fi de acord să te întorci, știind din nou faptul că voi fi singurul tânăr în formare, într-o comunitate cu frați mai în vârstă, dar era oarecum și o dorință din partea congregației pentru a spune, să le spunem lor că nu îi lăsăm doar să fie între ei și doar în vârstă, că iată poate fi un viitor, că Asumțiunea poate investi pe viitor și în această comunitate, iată trimitem tineri și tu vei fi care primul, tu vei fi primul, dar probabil după evident. Tine vor fi și după mine vor fi, au fost mai mulți. Cam acesta a fost motivul pentru care am fost retrimis în Italia. Ce anume la Florența. Și la Florența. Ați avut șansa, părinte, că acum mă gândeam la următorul pas și anume o experiență în Mexic. Iată că de la Iugani, la Bacău, apoi din nou Bacău pentru că ați rămas la Mărgineni, Italia, Franța, Italia și Mexic. Ce presupune de fapt Mexic și de ce a apărut această experiență în viața dumneavoastră? Ce ați căutat de fapt? Distanța mare. Mexicul a venit ca o experiență, mergem la genealogie. Am terminat facultatea de teologie la Florența, în anul 2011. În vara acelui an, facultatea mi-a propus o bursă de studiu de curs de arheologie în Țara Sfântă. E un curs care nu poți să-l ratezi, vine odată în viață. Așa vă spuneau ceilalți, bănuiesc că așa, eu pasionat fiind de Țara Sfântă, unde fusesem deja în pelerinaje când facultatea, într-un mod surprinzător, pentru că nu mă așteptam, fiind un student care a terminat studiile, de obicei se propunea studenților care încă mai aveau cel puțin un an de studii, în care rectorul facultății m-a chemat și mi-a spus, uite, ne-am gândit la tine, ai vrea să faci acest curs de arheologie, am zis, cade cerul pe pământ, nu pot să ratez o astfel de ocazie, și am zis da. Deci că sunt încântate de acest lucru. Am mers în Țara Sfântă, în Israel, pentru a face acest curs de arheologie pe o perioadă de aproximativ 20 de zile. Pe parcursul acestor studii de arheologie vin studenți din mai multe țări, printre care și unul din Mexic, un preot din Mexic care era student la Roma, făcând studii postuniversitare, un master la Roma, care am legat o anumită prietenie. Știam puțină spaniolă, nu foarte multă, fiind învățată, să spunem, autodidact, pentru că nu am urmat niciodată cursuri de spaniolă, și am intrat puțin pe partea de spaniolă, puțin în dialog cu el, am legat o oarecare prietenie. După terminarea studiilor, deci după ce m-am întors din Țara Sfântă, împreună cu superiorii am decis să iau o perioadă în care la sfârșitul studiilor, să spunem, partea aspectul intelectual, voiam ceva experiență. Practic vorbind, să cunoașteți la fața locului. Înainte de a ajunge la celelalte etape oarecum obișnuite, de o sfințire diaconală, de o sfințire sacerdotală, prezbiterală, spus, după ce am parcurs, deși și pe perioada studiilor sunt activități, avem o parohie la Florența, aș vrea o perioadă în care, de la partea intelectuală să trec la partea în care să cunosc viața oamenilor, în care să fie oarecum o dimensiune mai spre pastoral, mai spre, spre apropierea simplă de om. Și vorbind cu acest prieten al meu din Mexic despre această posibilitate, el mi-a spus, de ce nu vii în Mexic? A deschis acest orizont la care înainte nu mă gândeam foarte mult și după am spus, ok, poate fi într-adevăr o experiență foarte diferită. Cum știam România, parcursul, cultura, viața bisericească în România, cunoșteam Italia, cunoșteam Franța, am spus că merită ceva și o experiență diferită. Și atunci la a fost distanță mare, așa cum ai zis. Distanță mare, cultură mare și într-adevăr foarte mare, pe care în acel moment nu o măsuram, o viață de credință foarte diferită de ceea ce avem noi, pe care le-am descoperit după, și am spus, ok, haide să încerc lucrul acesta. Și așa a fost că la un moment dat, deci din ianuarie până în iunie 2012,
6 luni? Am luat experiența. 6 luni pentru că era ceea ce, din punct de vedere legal, mi se permitea. Altfel, poate ar fi fost diferit, dar pentru a nu face demersuri de viză, am zis, maximul este 6 luni, ok, hai să încercăm perioada aceasta. V-a tentat vreo clipă să rămâneți acolo? Să rămân în acea perioadă, nu. Asumțiunea este prezentă în Mexic, cu experiențe foarte frumoase, în mod particular la nivel de parohii. Mexic este o cultură foarte diferită de ceea ce este o țară extraordinară, pe care noi nu o cunoaștem în Europa, un context social foarte diferit și cu aspecte pozitive, țară foarte frumoasă și cu aspecte mai puțin pozitive, mă refer în mod particular la violența care este, pe care nu o măsuram în momentul în care am plecat. Este o țară cu o viață de credință extraordinar de interesantă, în sensul că este un, pentru mine a fost un loc unde dacă drumul meu vocațional a început undeva în copilărie, în care am putea spune unul la 10-15 ani, nu poate să zică în mod neapărat că pentru mine vreau să fiu preot, că înseamnă lucrurile acestea. Nu? Nașterea vocațională a fost oarecum în timp. Și a crescut și s-a consolidat. A crescut, exact. S-a reconfirmat, s-a edificat, s-a actualizat și așa mai departe. În Mexic, pentru mine, a fost un loc unde am spus acest lucru vreau să-l fac, să-l trăiesc. Și vă dau un exemplu. După ce am făcut o perioadă împreună cu comunitățile noastre, am mers și în dieceza acestui preot pentru a descoperi acea realitate, o dieceză foarte mare, peste 1 milion de locuitori, cu foarte puțini preoți, foarte puține vocații, cu oamenii foarte doritori, foarte activi, care trăiesc credința în mod simplu, dar foarte profund. Și în sărbătoarea Paștelui din acel an, prietenul meu mi-a propus, nu eram preot, deci nu primisem niciun ordin, să spunem, la nivel instituțional, mi-a spus, uite, am un prieten preot care este paroh într-o parohie de 107 comunități. În perioada Paștelui, în Săptămâna Mare, de obicei trimitem seminariștii în diferite parohii, în diferite comunități din aceste parohii, pentru a petrece o săptămână cu acele comunități. Ai vrea să însoțești un seminarist? Și a zis, da, e o experiență nouă, de ce nu? Chiar mi-ar face plăcere. Am însoțit, deci, un seminarist, era un seminarist din anul 2, în parohia acestui preot de 107 comunități, în 2 comunități, unde preotul nu mergea niciodată pe parcursul anului, pentru că nu reușea, din punct de vedere fizic, și am petrecut săptămâna în acele comunități. Săptămâna Sfântă a fost extraordinară, în sensul în care am simțit, pe de o parte, dorința celor persoane, bucuria lor de a avea pe cineva în mijlocul lor, de a celebra, nu celebram Eucaristia, pentru că nu eram niciunul dintre noi preoți, dar făceam celebrarea cuvântului, făceam cateheze, începeam cateheze cu copiii, cateheze cu adulții, cateheze cu tinerii, tot satul participa, catolici sau care nu erau catolici, dar cu toții participam. Fiecare zi mergeam din familie în familie, puțin, să spunem, o experiență tip evangelizare, din casă în casă, dar pentru mine a fost o experiență extraordinară, pentru că în acel moment am trăit bucuria și dorința celor persoane de a-și trăi credința, pentru că nu aveau posibilitatea, nu aveau liturghia în fiecare zi, nici măcar în fiecare duminică, dar îi simțeam cum savurau orice moment, orice ocazie. Valorificau acest dar, profitau de acel moment primit prin venirea dumneavoastră, exact, de fapt, în comunitatea lor. Profitau de acel moment din plin. Participa la orice moment. Pentru ei a fost o săptămână, probabil aproape o săptămână de sărbătoare, nu? Faptul că aveau pe cineva acolo. Și pentru mine a fost un mod de a-mi spune, iată un drum pe care m-am angajat deja, este un mod prin care Dumnezeu îmi spune că este un drum pe care eu trebuie să continui. Și au fost persoane care mi-au spus, avem nevoie de persoane ca tine să fii preot. Au fost acele chemări, să spunem, prin care Dumnezeu ne le face și prin alte persoane. Pentru mine a fost o confirmare și a fost punctul decisiv în care am spus, continui pe acest drum. A fost momentul în care, să spunem, un parcurs început și care a luat diferite nuanțe, în acea experiență că a fost confirmat și unde a fost decizia pe care am luat-o, într-adevăr, după studiile pe care le-am făcut, a fost această
prezență în mijlocul unor persoane simple care mi-au spus e un drum care merită trăit. Și iată, cu această experiență deosebită din Mexic, îmbogățit de cultura lor, de modul lor de a fi și având confirmarea că sunteți pe drumul cel bun, v-ați întors în Franța, unde v-ați desfășurat în continuare activitatea chiar pe zona, să zicem, pastorală oarecum, pentru că ați fost un soi de profesor de religie, cum s-ar spune la noi în România, dar de fapt ce presupunea acest lucru acolo în Franța? În momentul în care m-am întors din Mexic, la fel superiorul m-a întrebat acum ce vrei să faci. Ai terminat studiile, mergem spre o sfințire? Nu, încă vreau ceva pastoral, vreau ceva activitate, vreau experiența muncii, asemenea altor persoane. Vreau să trăiesc puțin, înainte de a începe acest angajament, vreau să am și această experiență de viață, o experiență care este experiența muncii, experiența contactului fără a pune în evidență că ești preot și așa mai departe. Și atunci mi-a spus, uite, căutăm o școală în care să activezi. Am găsit o școală, este o școală care aparține familiei asumționiste, primei congregații, că familia asumționistă din care facem parte este formată din ramura masculină, Congregația Părinților Asumționiști, și ramurile feminine, care sunt mai multe. Prima congregație este o congregație feminină, înaintea părții masculine, din 1839, religioasele Asumțiunii nu sunt prezente în România. Au o școală în Paris. O școală privată? O școală privată, concordatul cu stat. Și mi-a spus, uite, acolo caută o persoană, aveam trei colegi care efectuau aceeași sarcină, puțin de acompaniator spiritual, să spunem, pentru a defini ce înseamnă profesor de religie, cum se spunea mai devreme. Profesor de religie, ceva asemănător în sensul în care în România profesorul de religie este cel care are la cursul său, în mod particular, elevi care provin de la o anumită confesiune. Acolo nu. Aveam evrei, aveam musulmani, aveam pentru catolici. Pentru absolut orice. Era pentru orice. Deci, e mai mult decât un profesor de religie, era puțin mai apropiat de cultură religioasă, în sensul în care pe anumiți ani era o diferențiere între elevi, între cei de confesiune catolică cu care cărora era propus un anumit parcurs, începând de la undeva pe la 13 ani, toți erau împreună și trebuia să propunem, făcea parte din programul lor, deci chiar și cei care erau de altă confesiune sau de altă religie aveau această oră săptămânală în care îi întâlneam și aveam un parcurs diferit pe parcursul anului. Eram patru colegi, ne împărțeam anii, eu aveam responsabilitatea unei clase din școala generală, ceva asemănător cu clasa 7 de la noi, și un nivel la liceu, un an la liceu, anul, clasa asemănător clasa 11-a. V-a plăcut acea perioadă în care ați fost atât de aproape de... Foarte mult. A fost o experiență muncii, împreună cu alte, deci trei colegi, dar la nivel în cadrul unei școli, cu corpul profesoral cu care aveam legături, cu care discutam și așa mai departe. Contactul cu tinerii, în sensul în care, într-adevăr, vii și cu o propunere, pentru că ai nevoie când intri în clasă să ai o bază, nu intri cu ceva pregătit pentru a trăi în ora respectivă, dar deseori lăsându-te provocată de ceea ce ei doresc să spună, ceea ce ei caută, care sunt întrebările lor, au fost trei ani foarte interesanți. Și mai ales și datorită acestei perspective care erau, în sensul în care nu aveam doar catolici în față, ci aveam tineri de toată proveniența, care trăiau împreună în acea perioadă și care împreună în acea perioadă abordau acest subiect al apartenenței religioase, a trăirii, a vieții religioase, care era și dificultatea de a ține împreună, de a echilibra lucrul acesta, de a pune să dialoghezi un catolic și un protestant, un catolic și un ortodox și un musulman și un evreu, dar a fost un lucru foarte interesant și uneori ieșeau perle din gura lor, că a fost pentru noi și pentru mine cel puțin, au fost momente în care m-au ajutat foarte mult și în modul de a mă relaționa față de ei,
dar și pentru viața mea personală. Exact, a fost o experiență foarte interesantă. Ați avut șansa, părinte, înainte de voturile perpetue, de sfințirea diaconală, de sfințirea ca preot, să trăiți tot felul de experiențe din diferite zone, care sunt convinsă că au avut fiecare în parte o contribuție extrem de importantă. Iată, după această perioadă de activitate în școală, v-ați continuat studiile postuniversitare, tot la Paris, urmând în 2015 voturile perpetue și mult așteptata inițial sfințire diaconală în 2016, care a fost tot în Paris, și în 2017 sfințirea preoțească, la fel în Catedrala Notre-Dame din Paris. Ce îmi puteți spune despre aceste momente extrem de importante în parcursul dumneavoastră? Pentru că, de fapt, prin toate locurile prin care ați fost, pe toți oamenii pe care i-ați întâlnit și toate experiențele pe care le-ați avut, v-au făcut să ajungeți în acest punct, în acesta final, oarecum, de a fi sfințit preot, pentru ca să faceți ceea ce, de fapt, v-ați dorit încă din copilărie, așa cum ați zis. Sunt o persoană foarte răbdătoare. Cred că e o calitate. Nu putem să o punem foarte mult în evidență. Nu m-am grăbit. Nu sunt o persoană care se grăbește și nu m-am grăbit nici în formarea, în parcursul meu. Am dat spațiu lucrurilor pe care voiam să le trăiesc. În momentul în care am avut parcursul studiilor care mi-au ocupat mare majoritatea timpului, atenția au fost studiile. Când am terminat studiile, am vrut să dau timp necesar și pentru alte experiențe. Nu m-am grăbit nici pentru a făcut voturile perpetue la limita dreptului canonic. Adică dreptul canonic care le spune nu poți să stai toată viața cu voturile simple, la un moment dat trebuie să iei o decizie. Am mers cât mai încolo. Pentru certitudine, de fapt? Nu pentru certitudine. Pentru că nu voiam să parcurg pașii pentru că trebuie să parcurgi. Pentru că trebuie să parcurgi la anumite etape. În momentul în care mă simt că ok, îl facem, acum îl facem. Nu m-am grăbit și eram foarte răbdător cu mine însumi și cu parcursul pe care l-am făcut. În momentul în care, după ce am terminat acei trei ani, a fost alegere personală să conclud după acei trei ani, mi-am spus că ar merita în parcursul meu și niște studii postuniversitare. Aveam o plăcere în studierea, în meditarea Sfintei Scripturi și mi-am spus că aș vrea să aprofundez puțin această familiaritate sau acest domeniu atât de important pentru noi ca și creștini. Este și de altfel un lucru care ne unește pe toți creștinii, cuvântul lui Dumnezeu. Și am vrut să îl cunosc mai bine, dincolo de ceea ce am putut face în perioada studiilor universitare. Și atunci am cerut superiorilor dacă pot să fac aceste doi ani de studii postuniversitare la Institutul Catolic. Și în acel moment au început și să iau concret în considerare, știind că termenii oarecum ajung la anumite limite, să iau în considerare și aceste momente solemne. A fost angajarea pe viață în cadrul congregației, care am făcut în cadrul unei comunități de ale noastre, o capelă pe care o avem în Paris, împreună cu frate din China și unul din Egipt, trei continente într-o singură solemnitate, într-o singură celebrare. Foarte frumoasă de altfel, foarte intimă, foarte familiară. Iar după, pe parcurs, în perioada acestor studii postuniversitare, am zis că pot profita de acel moment să încep și celelalte două mari evenimente, nu? Pentru care oarecum am pregătit încă din copilărie, care era spre sfințirea preoțească, sfințirea diaconală în Biserica Saint-Sulpice din Paris, biserica cea mai mare din Paris la nivel proporțional. De ce în acea biserică? Pentru că înainte de a fi sfințit, căutând un loc în care să trăiesc acest an sau acea perioadă al serviciului de diaconie, ca și diacon, cu părintele Paro de la Saint-Sulpice, cu care s-a creat un contact, mi-a fost propus acea parohie. Deci am fost sfințit diacon în parohia, eram singurul diacon în acel moment la acea sfințire, în parohia în care urma să fiu ca diacon pe parcursul anului respectiv. Deci în toamna, noiembrie 2016 am fost sfințit diacon.
eram pregătit. Adică aș putea spune că nici emoții nu aveam în acel moment, pentru că aveam un trecut atât de lung și de profund și cu experiențe atât de răbdător, nu-i așa? Experiențe atât de diferite. Zis, lucrurile s-au așezat ușor, ușor la locul lor. Exact. Încât aș putea spune, privind în urmă, nici la sfințirea diaconală, nici la sfințirea preoțească, nu cred că am avut foarte multe emoții. Dar ați avut bucuria la cea preoțească să-i aveți alături pe membrii familiei, lucru care îmi închipui că a contat enorm de mult pentru dumneavoastră, prieteni dragi, prieteni apropiați, care au avut și ei răbdare împreună cu dumneavoastră, siguranță, nu știindu-vă că acum sunteți aici, acum sunteți acolo și iată că aveți diferite experiențe, dar a venit și momentul mult așteptat. Vreau să vă întreb, după sfințirea preoțească, ați revenit în comunitatea din Mărgineni. Vorbim în anul 2017 și de anul trecut sunteți și superior al comunității din 2022. Din 2022, superior al comunității din Mărgineni. Cum a fost această revenire în locul în care cu mulți ani în urmă doi preoți cu inima deschisă v-au primit atât de frumos? Cum a fost revenirea dumneavoastră acum aici? Trimis, dar și alesă. În urmă cu câțiva ani, în cadrul congregației noastre, s-a decis că în momentul în care un frate ajunge la termenul unui parcurs, să fie numit de către superiorul general și nu de către superiorul provincial, pentru a avea o viziune asupra întregii congregații, e puțin partea organizativă instituțională. De obicei, schimbăm comunitățile în sânul unei provincii, mai rar în sânul congregației. Bine, în momentul înainte de a fi sfințit ca preot, am avut discuții cu perspectivele care vor fi după. Și erau trei. America Latină era experiența Mexicului, în mod particular Argentina, Buenos Aires, Spania, care era oarecum propunerea mea, și Mărgineni, care a fost la fel alegerea mea. De ce Mărgineni? Pentru că în acel moment, în 2016, la Mărgineni era doar un singur frate. Era o perioadă mai dificilă pentru comunitatea din Mărgineni. Era locul în care eu am început. Era puțin, între ghilimele, prima dragoste, nu? Pe care am avut-o în cadrul comunității, în cadrul congregației. Era prima comunitate în care am intrat. Era oarecum o anumită, oarecum o anumită afecțiune față de acel loc. Văzând dificultatea prin care trece, am vorbit cu superiorii și le-am spus, uitați, după 2017, după momentul sfințirii mele, dacă considerați necesar, eu aș dori și sunt disponibil să mă întorc la Mărgineni. Întoarcerea la Mărgineni a fost în acest context. A fost cererea mea în contextul în care erau alte posibilități, care la fel mă atrăgeau foarte mult America Latină. Cunoșteam doar Mexic, dar Argentina, din alte motive, mi se părea foarte atrăgătoare. Spania, la fel, aveam diferite motive pentru care mi-aș fi dorit să merg în Spania, dar Mărgineni a rămas prima variantă datorită situației în care se afla. Și atunci ei au fost de acord cu această propunere și imediat după sfințire am fost numit la Mărgineni, deci în această comunitate, aproape de familie, de care, într-adevăr, am fost oarecum îndepărtat în anumite puncte de vedere. Au fost o perioadă chiar și de 4 ani în care nu am revenit deloc în România, deci era oarecum o distanță care s-a luat. Știam întotdeauna că mă susțin, că se roagă pentru mine și cu siguranță acesta a fost o susținere pentru parcursul meu, dar și apropierea fizică, posibilitatea de a-i vizita, de a celebra sărbătorile cu ei, a fost un motiv și un ajutor, o susținere în această decizie. Și iată, în 2017 am fost trimis în comunitatea din Mărgineni, care mă aflu din acel moment și astăzi cu această responsabilitate, acest serviciu de superior al comunității. Părinte, aveți un parcurs mai mult decât interesant, mai mult decât internațional, cum s-ar spune, și sunteți un fericit din punctul acesta de vedere, pentru că iată ceea ce v-ați dorit, de fapt, să valorificați fiecare experiență. Cred că, într-adevăr, s-a întâmplat și cu siguranță asta vă ajută enorm în activitatea pe care o desfășurați și cred că acest lucru vă și ajută să fiți foarte aproape de oameni, să înțelegeți, să vadă de fapt că sunteți deschis și disponibil pentru a-i asculta mereu. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea arătată și față de noi de a veni în această emisiune și de a ne împărtăși
din povestea dumneavoastră de viață. Vă doresc mult, mult succes și să ne revedem cu noi povești, și pentru că din ce am văzut până acum s-ar putea să nu se termine aici periplul dumneavoastră internațional. E posibil să ne revedem peste ani, să mai povestiți și despre alte destinații. Cu siguranță, și eu vă mulțumesc pentru invitație și viitorul ne va spune cum vor merge lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Acesta a fost interviul săptămânii de astăzi cu părintele Florentin. Toate cele bune până săptămâna viitoare la o nouă emisiune. Interviul săptămânii la RCIS FM.